la PSD și îl rog pe Florin Tăvărescu să vină lângă mine, pe scenă, pentru că el va fi cel care va face decernarea Marii Premiu la Cupa Libertății, ediția a 22-a. Florin Tăvărescu, primul câștigător al acestei întreceri, câștigător de 5 ore consecutive la Cupa Libertății, atunci când ea a fost fondată la începutul anilor 90. O competiție de prestigiu care a adus în fața dumneavoastră sportivi din multe țări de-a lungul anilor și mari campioni. Dacă ar fi să dau niște nume, Alexandru Costache, Nicu Giurgi, Virgil Buruiană, sunt Ionel Maioru, sunt doar câteva nume dintr-o listă mult mai lungă. În continuare, Poza, până când Secretariatul de Concurs va definitiva ierarhia.
doamnelor și domnilor! Îi rog pe sportivi să se alinieze aici în spate, pe rând vor veni în față și își vor primi premiul. Cupa Libertății, Memorial Vasile Badruș, se apropie de finală. S-au pus în joc, incluzând și organizarea, sume mari. Dacă ar fi să adunăm toți banii din această întrecere, ne apropiem de 100 de milioane de lei. Este destul de mult. A fost și mai bine în alte dăți și sunt convins că va fi, dacă trebuie să ne adaptăm perioade în care trecem cu toți și simțim cu toții efectele acestea. Așadar, să o luăm pe